Vă urs în culisele Etichet. Bună! Salut! Cum ești? Foarte bine. Cum e acasă? Ca acasă. Nu știu. Ți-a fost dor? Când spui acasă, deja ai toată încărcătura emoțională și nu mai... Cred că poți să descriu ce simt. De dor? Da, pentru că vin relativ rar. Sau mai rar decât aș vrea eu să vin acasă. Cum e publicul de acasă din Republica Moldova față de cel din România și invers? Diferit. Am senzația că lumea aici e mai dorită de concerte. În România pare că e supra-saturată piața, sunt foarte multe concerte și din motivul ăsta lumea nu mai simte sentimentul ăla vreau să merg să mă distrez. De exemplu, cum am avut acum recent, am cântat în Londra și a fost prima oară când am cântat în diasporă și am simțit cum lumea aia arde, e conectată cu ce se întâmplă pe scenă. Și cred că acum ăsta e punctul forte al Republicii Moldova, că putem organiza foarte multe festivaluri, concerte. Avem public dornic. Cât de des revii acasă? Cât de des revii acasă? 4-5 ori pe an. Și mereu când vin, merg la pescuit, asta e cumva un ritual la mine. Merg la pescuit cu familia, stau câteva zile și plec înapoi. Aia e, că avem concerte. Părinții te așteaptă cu siguranță și sunt foarte mândri. Normal. Ai o preferință din bucatele tradiționale ale noastre pe care ți le face mama atunci când revii acasă? Nu cred că sunt bucate tradiționale, pentru că le mâncăm și acolo. Am soție care mă hrănește bine. Dar oricum, chestii care sunt mai estice, de exemplu, chestii de pește, ăștia la bere, torturile gen Napoleon, asta din vafe pe care ne le făceau în copilărie cu laptele condensat. Deci chestii de-astea așa mai exotice pentru România, așa să zicem. Deci atunci când vii acasă, nu telefonezi pe mama și spui: mama, așteaptă-mă cu zeamă din aia care tu gătești. Niciodată. Nu. Când vin acasă, vreau mama să se odihnească, nu să... Ce simți atunci când urci pe scenă? Nu știu să descriu. Sunt foarte montat în momentul ăla. Cred că simt mai degrabă până fac primul pas pe scenă. Deci acolo e încărcătura. Când pășesc pe scenă, gata, aici suntem. Here you go again. Știi? Care e melodia ta preferată din repertoriul tău? La moment e ultima pe care am lăsat-o, Pământul. O piesă care face parte dintr-un concept mai mare. Va fi un EP care se va numi Apa, Vântul, Focul și Pământul. Și apa este lansată, Pământul e lansat, a mai rămas Focul și Vântul să lansăm. Și la moment îmi pare o piesă care, chiar dacă nu e piesă de despărțire, dar îmi pare că e cea mai emoțională, e cea mai sentimentală, așa să zicem. În care descriu că dragostea mea față de iubita mea, că eu așa scriu, față de soția mea, cum era interviul ăla, față de iubita mea și soția mea. Și... simt o încărcătură personală în piesa asta, sincer să fiu. Și la tărâmul Seim, ce faci? Nepoțelul meu. Și la tărâmul e Seim, dar probabil că asta e mai recentă și acum o simt mai tare. Ai vorbit foarte frumos, doar în câteva cuvinte despre soția, iubita ta. Povestește-ne un pic despre ea. Cum este cea care te-a cucerit și care ți-a stat? Cred că jumătate din succesul meu e ea, pentru că lumea nu prea știe, dar m-a luat de jos, foarte de jos și emoțional și... Practic, când am făcut cunoștință cu ea, eram în niște adidași rupți, într-o pereche de șorci și un tricou și m-a dus ea, m-a îmbrăcat, practic a avut grijă de mine mulți ani să-mi urmez visul. Deci, wow. Cum zici, mad ghirăine. Să înțelegem că sunteți de mult timp împreună. De la începutul pandemiei, practic. Uite, detaliul acesta nu-l cunoșteam. Felicitări! Poate. Da. Toate melodiile pe care le ai, în mare parte, îi le dedicei. Ah, da, și la Pământul a scris și ea. Că na, când trebuia să facem EP-ul ăla, când aveam niște dume legate de Pământ și zic că, bă, nu-mi iese să fac un concept decent. Și a venit ea și a zis: dacă erai o floare, pentru tine deveneam Pământ. Și am zis: gata, am plecat la studio, papa. Și așa, cam așa a fost. În afară de iubita ta, ce te mai inspiră atunci când faci muzică? Nu știu. Mie îmi vin versurile așa în timpul creației. E o stare pe care o am odată la câteva luni.
e legată de, de problemele mele cu ADHD-ul, că intru într-o stare, mă interiorizez foarte mult și atunci versurile curg singure. Adică, nu știu să descriu și dacă aș putea să forțez chestia asta să fac mai des, aș fi avut mult mai multe piese. Dar, oricum, cred că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple. Tu mi-ai spus mult în cameră, dar tot îmi fuge ochiul la tine. Sper că nu e o problemă. Nu, nu e. Ok. Un mesaj pentru fanii tăi de aici, din Republica Moldova și din România, pentru că sunt convinsă că și acolo va ajunge acest video. Ascultați muzică, iubiți muzica și iubiți-vă oamenii de alături. Și pe final, un mesaj pentru, sau care este relația ta cu cei de la Etichet? Sunt foarte fericit. Sunt foarte fericit că avem organizatori serioși, pentru că acum 15 ani, când am început să fac eu muzică, părea că suntem la foarte jos, suntem la nivelul subteranului, așa să zicem. Și simt că se mișcă lucrurile. Bravo! Mulțumesc frumos, mulțumesc mult! Vă urs, a fost în culise la Etichet.